Astăzi vom discuta despre România în stat comunist. Lecția se adresează elevilor din clasa 8. Pentru înțelegerea temei, vom valorifica informațiile din surse diverse. Atenție! Sursele propuse determină interpretări multiple și ele trebuie analizate cu atenție. Cele 7 minuni ale comunismului. Vizionați clipul de mai jos și precizați care sunt cele 7 minuni ale comunismului, așa cum sunt ele denumite de personajul din film. Așadar, ce este comunismul? Comunismul este acea ideologie socială, politică și economică, care are ca scop construirea unei societăți comuniste, anume a unei ordini sociale fără clase și fără proprietate privată, în care mijloacele de producție sunt deținute în comun și bunurile sunt împărțite în funcție de nevoi. Ideologia comunistă în România era susținută de Partidul Comunist Român, iar simbolurile comunismului erau secera și ciocanul. În 1948, România a devenit stat comunist și a fost adoptată Constituția. Aceasta prevedea următoarele. Articolul 1. Republica Populară Română este un stat popular, unitar, independent și suveran. Articolul 2. Republica Populară Română a luat ființă prin lupta dusă de popor în frunte cu clasa muncitoare împotriva fascismului, reacțiunii și imperialismului. Articolul 3. În Republica Populară Română, întreaga putere de stat emană de la popor și aparține poporului. În perioada 1948-1965, liderul României comuniste a fost Gheorghe Gheorghiu Dej. Din 1965, în România comunistă, puterea politică i-a revenit lui Nicolae Ceaușescu, ales secretar general al Partidului Comunist Român, după moartea lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Schimbarea politică a fost marcată de adoptarea unei noi Constituții în 1965. Aceasta prevedea. Articolul 1. România este Republică Socialistă. Republica Socialistă România este stat al oamenilor muncii de la orașe și sate, suveran, independent și unitar. Teritoriul său este inalienabil și indivizibil. Articolul 2. Întreaga putere în Republica Socialistă România aparține poporului liber și stăpân pe soarta sa. Puterea poporului se întemeiază pe alianța muncitorească țărănească. Articolul 3. În Republica Socialistă România, forța politică conducătoare a întregii societăți este Partidul Comunist Român. Perioada statului comunist poate fi înțeleasă și prin diferite lozinci, formulări, care erau destinate să atragă atenția și folosite de propaganda comunistă. În epoca lui Gheorghe Gheorghiu Dej, cele mai cunoscute lozinci erau iu-iu-iu, tractorul ară, iu-iu-iu, porumb se cară, facem colective în țară, toți cheaburii ca să piară. Sau Ana, Luca, Teodej au băgat spaima în burgheși. Sau Gheorghiu Dej luptător pentru pace și popor. În timp ce în epoca lui Nicolae Ceaușescu, numită și epoca de aur, cele mai cunoscute lozinci erau Ceaușescu și poporul, patria și tricolorul. Sau Ceaușescu eroism, România comunism. Sau vom munci și vom lupta, țara o vom înălța. Sau Ceaușescu și poporul, România viitorul. Sau Ceaușescu România, pacea și prietenia. Și Ceaușescu pace, dezarmare pace. În spațiile publice, pe stadioane, în piețe, pe marile bulevarde, mulțimea trebuia să-și manifeste entuziasmul și înflăcărarea față de conducător, partid, popor, patrie și comunism. Această atitudine se poate observa în imaginea prezentată. Fragmentul preluat din cartea Și eu am trăit în comunism
prezintă un aspect al vieții în România comunistă din perspectiva autoarei Ioana Pârvulescu. Anii 80, iarnă, fără apă caldă, fără căldură și vreo câteva ore pe seară fără curent electric, dar cu faimoasele datorii externe gata să fie plătite. Dacă întrucât locuiam la casă, căldura și apa caldă se rezolvau cumva aprizând focul în sobe, pentru curentul electric variantele de substituție erau modeste, frustrante și în general înnecăcioase. Lumânări, lumină puțină, dar și fum puțin, opaiți cu gaz, lumină ceva mai multă, fum și miros pe măsură, însă cu lumină multă ori puțină, cu fum mult ori puțin, în miros de ceară sau de gaz, temele și lecțiile pentru a doua zi trebuiau făcute. În completarea slide-ului anterior, vă rog să vizionați sursa de mai jos. Concluzie. România ca stat comunist, în perioada 1948-1989, se caracterizează prin lipsa omeniei, lipsa opoziției, lipsa drepturilor și libertăților cetățenești, dar prin existența Partidului Unic, prin existența propagandei, a controlului politic al statului și mai ales prin existența liderului suprem. Pentru mai multe informații despre România în perioada comunistă, vizionați sursele de mai jos și comentațiile la clasă. Mulțumesc pentru atenție și vă urez succes!